dorește cineva să spună cuvânt? Dacă nu, îi dăm cuvântul Doamnei preoteze, după care vom face cuvenita încheie. Doamna preoteze, vă rugăm. Sub Marea Dreptului Nicolae am ajuns și am studiat teologia. Unul din frații mai mici care au făcut pe aici, la acest moment și acum în încheiere, aș dori să aduc aminte cu recunoștință față de Părintele Nicolae, față de Doamna Preoteasă, față de dumneavoastră, de o episodie în viața noastră, în 2017, aproape de Crăciun, soția mea avea dureri de cap, puternice, nu știam de unde, ne gândeam că poate copiii sunt menajul. Și, făcând un tumor la fata, care era un tumor pe creier. Cred că este cunoscut unul la acest episod, dar Părintele Nicolae ne-a ajutat, ne-a susținut și la rândul ne-a început și acolo unde sunt doar de Călăra și fraților să fie pomenită soția, gândindu-ne la vederea Sfântului, privim această pomenire, iar Părintele a mijlocit ca să fie pomenită și în altă parte și la Ierusalim și în multe altă, în alți frați. Și am avut această speranță că va fi bine și vom trece peste acest lucru. Dar, sigur, cum am și unii care îl gândeam, la dacă va pleca soția și voi rămâne cu copilași patru. Însă, am căutat intervenția noastră să mă mobilizez, să mă rog și avem și mă mare nădejde că Părintele Nicolae ne ajută și ne mângâie și este puternic mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați venit și ați cerut sprijinul Dumnezeu pe Părintele Nicolae. Asta ca să aduc aminte de o întâmplare în viața noastră, dar cum Părintele Nicolae, iată, a fost exact și ajutor și ajutător pentru cei aflați de voi și pentru noi, așa după cum am spus, vă mulțumesc.